Alergia nu este chiar o boală, este un grup de boli diferite bazate pe o reacție exagerată a sistemului imunitar la o substanță care este inofensivă pentru majoritatea oamenilor. De multe ori spunem că atunci când un copil îi curge nasul, tușește, ar putea să aibă o infecție și, din păcate, de cele mai multe ori, noi sau prietenii, între ghilimele, pediatri, administrează copilului antibiotic. Ați văzut din înșiruirea simptomelor, îi curge nasul, tușește, lipsea febra. Dacă îi curge nasul și tușește, foarte probabil pacientul are o afecțiune alergică și nu o afecțiune infecțioasă. Manifestările alergice la copil pot fi cutanate la nivelul mucoaselor și al căilor respiratorii. Manifestările cutanate sunt caracterizate prin transpirații, roșeață, prurit, urticarii, eczemă, dermatită, angioedem. Conjunctivita alergică se manifestă prin congestia conjunctivei, lăcrimare, prurit și uneori și edemul ploapelor. Cele mai des întâlnite simptome în rinită alergică sunt rinorea, pruritul nazal și strănutul repetat. În niciun caz nu trebuie să ne repezim la farmacia casnică sau la cea din colțul blocului, la doi pași aproape de tine, ca să îi dăm copilului antibiotic, ci să ne gândim că, de fapt, ia stai, oare nu copilul nostru strănută, tușește, curge nasul când a fost în câmp? Sau oare copilul nostru nu strănută, tușește, curge nasul și are și ceva pe piele când a mirosit o floare? Sau când a mâncat un aliment pe care parcă și data trecută la fel s-a întâmplat și acum două ori la fel? Și atunci drumul lui trebuie să fie către medicul alergolog și nu în general către medicul pediatru. Alergiile la copii apar foarte devreme, în plus este destul de dificil de a le determina prin diversitatea manifestărilor. Ele pot apărea în primele luni de viață, în special dacă copilul este hrănit cu formule de lapte praf sau dacă laptele de vacă este introdus prea devreme în alimentație. Cauzele care generează alergiile pot fi alergeni alimentari, alergenii din mediu ca praful, polenul, mucegaiul, părul de animale, medicamentele, înțepăturile de insecte și mai ales factorii ereditari. În primul rând, măsurile de prevenire pe care le pot lua părinții pentru a nu crea un teren alergic copiilor constau într-o alimentație naturală, sănătoasă, lipsită de conservanți, coloranți și euri. Cel mai important mod de a reduce reacțiile alergice la copii este limitarea sau evitarea completă a contactului cu alergenii care cauzează dezvoltarea de alergie.